Ai, noroc, mă, șefailor, practic facem mare unboxing la una din cele mai șmecheri plăci video, un GeForce GTX 1080 de la Asus Strix, gaming, grafic, Aura, Lightning, mount. Trebuie să vedem cum este înăuntru. Facem o scurtă prezentare a cutiei. Bam, bam, bam și bam. Haideți să descoperim ce este în cutie, că nu mai pot, sunt așa de entuziasmat, să fiu sincer. Strix, nice. Hai să vedem. Da, vine cu un logo foarte mișto aici. Și aici într-o parte am văzut și în cealaltă parte. Haideți să vedem ce este în cutie. Practic vine cu o folie. Mamă, ce burete frumos, îmi place rău de tot. Oh, nice, ce e asta? Este o cutie probabil cu niște chestii în ea. Da. Oh, ce burete plăcut la atingere, super. Da, aici este placa. Haideți să vedem care este treaba cu ea, să vedem ce este înăuntru și toate cele. Bine? Hai. De jur că așa ceva, așa impecabil, n-am văzut în viața mea. E super tare. Vine cu două loguri de la Asus, aici de la ROG. Asta e Asus normal și aici un alt Asus. Și vă dați seama că toate astea se aprind RGB. Sunt super, super, super tari. Aici practic se conectează în calculator. După ce îi dai protecția asta jos. Băi, într-o parte vine cam așa. Într-un lateral de-al ei. În celălalt capăt vine cam așa. Aici este prezentat un logo de la Asus. Și în partea asta la altă, practic asta o să se aprindă aici RGB Republic of Gamers. Nu, genial, de jur, genial. Da, și asta e celălalt capăt, unde cred că vine aici cu un DVI, cele HDMI și cele de DisplayPort, dacă nu mă înșel. Da, mă, și fainilor, în mare parte cam asta este placa video, este genială. Deci jur că n-am văzut așa o placă genială și pe design și ceea ce face e super, super tare. Haideți să descoperim ce este în cutie. Cutia vine cu un design foarte, foarte mișto. Să vedem de aici, se deschide. Da, practic în cutie o să găsim CD-ul de instalare, un joc care l-am primit gratis, World of Warships, doi arici, practic, care putem să ne facem un wire management pe acolo prin asta, dar o să-l păstrez și o să-l pun pe piept. Un ghid de instrucțiuni and sheet. Și avem aici niște cabluri. Da, cam asta e tot, mă, șefainilor. Băi, dacă aveți o placă puternică, vă recomand o placă cu adevărat puternică. Sincer, nu cred că există ceva să bată așa ceva. Este mult superioară celor Titan X sau Titan Z sau oricare alteia. Puteți să verificați și alte site-uri să vedeți care sunt specificațiile. Și sper să ne vedem pe data viitoare. Îmi pare rău că nu o montez acum pentru că nu mi-a venit încă carcasa. Dar curând o să ne vină. Salutare!